pandemie, dacă n-am folosit, dacă n-am făcut la lipit cu spanac. Mamă, mamă, atunci ce stau acum în bucătărie? Dar ce stăteam atunci? Atunci stăteam în seara, pentru că dimineața până în seara. Bucătărie. Nice. Nice. Nu ești și câteva. Mai bine că nu ești, nu trebuie și așa, nu știu ce să le pun în ele. Nu e așa o vagă idee, dar mă rog. Te comentă să-mi puteți. Apreciază muzica mea și spus că nu mă aud și alea, nu, da, stați în jos că oricum nu pierd de zi. N-am așa multe chestii de, multe teme de, de discuții, sunt așa limitată la astea, ale mele. Dacă vreți așa, e prea bine să fac chestia asta. Așa că Randy, mamă, încerc și schimbă la puneți lume. Al cont acum, na. Ia ți-am dat de lucru, ce să vezi. Da, lasă că tu te pricepi, de câte ori intră la mine. Bă, sub alte lume, să fii tu sănătos. Și dacă trebuie să nu m-am prins, nu poate să fii tu sănătos. Cine poate să vorbească engleză mai bine ca tine când tu stai în Anglia? Despre ce vorbim? A, și am uitat că e și mare medic. Nu știu dacă are, ești ginecolog, probabil. Că la, că să plac femeile, că n-ai tu ce să le faci, asta e altceva. Dar e bine că-ți plac. Iar m-a luat gura pe dinainte. Dar ce să fac? Tu ești rău, îmi dai rugate, îți dau rugate. Că iar nu e rog, să te văd. Asta a fost nevoie cu tot. Dar nu știu cum arată că poți să faci tu. De cât să te liți. Deci astea, așa arată clătitele mele, uite, le-am făcut, nice. Tu nu mănânci de-astea, Andrei, că ca să mănânci de-asta, na, trebuie să renunți la carne. Sunt foarte bună, mai treabă. Dar nu m-am supărat. Că după ce m-ai supărat, s-a terminat. Nu e vorba aia. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să mă cunoști. Ei? Drojdia a crescut, eu de obicei nu fac așa multă drojdie, că îmi place să, să crească ea frumos și în liniște și negrăbită, dar de data asta mă grăbesc eu și a trebuit să fac așa.